Eu mergeam de la târg acasă și nu știu că mașină și m-am trezit cu capul sub mine. M-a venit un bărbat, un soț. Și m-a ridicat, copilul meu l-a zghite jos. Asta. În ce stare este băiatul? Băi, tu nu știi, doar la stare. E greabă, doar în mânăchiorul și altul. Și eu mână, frate, mă dau ce-n mânche. Și după capul. Dar nu știu cum să fac, cum să acasă. Am înțeles că cel vinovat a fugit de la locul accidentului. A plecat. S-a dus oameni înaintea lui la mașină. Intră mașina și... Și nu a vrut să oprească din loc. A plecat. Probabil că era băiat. Era. V-ați speriat? Dar nu știu, am întrebat pe oameni, unde sunt aici? Nu știu unde sunt. Ui, care par să eu. Și ce mă doare și mă doare și cap. Dar nu m-am putut duce și eu la ajutor ca să... Cine s-a aici? Avea viteză? Probabil nu știu, vine din spate, noi eram în față pe scânduri. Nu m-am bătut jos. Cum era, nu știu, pe spate. Cineva nu a spus că avea viteză, s-a oprit în căruț. Nu s-a oprit. Era căruța frânată, ar fi în ea, aruncat mai departe. Evenimentul a avut loc luni dimineață în jurul orei 9. Un autoturism care circula spre Piatra Neamț a lovit din spate o căruță în care se afla o bătrână și fiul acesteia. Bărbatul a fost rănit, iar o ambulanță l-a transportat imediat la Spitalul Sfântul Dimitrie din Târgu Neamț pentru a-i se acorda îngrijiri medicale. Polițiștii prezenți la fața locului au avut surpriza să constate că șoferul autovehiculului a fugit de la locul accidentului. Eu eram în curte și am auzit în primul rând o izbitură, o bubuitură. Și am ieșit și atunci se întâmpla impactul și persoana care izbise căruța era o mașină, un break. Și nici măcar nu a avut bună voință să se dea jos șoferul și să vadă persoana care era vătămată din șanț. Și așa cum mașina în halul ăla pe care era farmată, a întors înapoi și a luat un oraș. Nu avea viteză, deci să spun, nu avea viteză, că au mai trecut două, trei mașini înainte, dar nu avea viteză, dar nu știu ce a făcut de o intrată în spatele căruții. Și când a intrat în spatele căruții, numai căruța ți-a scurat din sus, omul în șans și pe mine era în partea aia, dar n-am văzut. Bă, uitați-vă dacă mai este careva pe sub căruță și nu mai era nimeni. Nu a observat căruța sau unde a intrat? Ce credeți? Păi căruța avea semnalizare, bă, că are asta acolo. Vinovat șofer, nu a fost atent, a intrat în spatele căruții, el nu a fost atent. Ori a vrut să depășească și nu a mai avut, dar nu cred că a vrut să depășească, a intrat direct în spatele căruții, nu a intrat lateral. Oricum, impactul este atât de mare, căruța s-a răsturnat. Da, pe căruța s-a răsturnat. Oricum au avut 40-50 la oră. Pe strada mea, Alisa Doveanu, din orașul Târgu Neamț, a avut loc un eveniment rutier, soldat cu vătămarea corporală a unui căruțaș. Conducătorul auto a părăsit locul accidentului, ulterior a fost identificat și dus la sediul poliției. În cauză se fac cercetări în vederea stabilirii vinovăției fiecărui participant la acest eveniment. După ce a fost găsit, șoferul a fost condus la spital, unde i s-au recoltat probe de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Pe numele lui, polițiștii au deschis deja un dosar penal. El va fi cercetat acum nu doar pentru vătămare corporală. Pentru că a încercat să se sustragă cercetărilor, va primi o pedeapsă mai mare.